S-a reintrodus pretransferul, titularizarea și detașarea în sistemul de învățământ preuniversitar. Subiectele la concurs vor fi unice la nivel național și nu vor mai fi elaborate la nivelul centrelor, așa cum se anunțase inițial. De asemenea, corectarea tezelor se va face pe discipline tot la nivel național. Legată de mișcarea cadrelor didactice, de calendarul mișcării cadrelor didactice, sunt o serie de noutăți și cred că dumneavoastră știți despre ele, pentru că s-au publicat în presă. E vorba de Ordonanța 21 și de Ordinul 4472, care aduce modificarea legii, nu modificarea legii învățământului, ci câteva articole care se adaugă și care completează legea învățământului, pe care noi o cunoaștem din legea 1. Ce noutăți aduce Ordonanța 21 și acest ordin? Primul pe care l-aș aduce în discuție este acela că nu mai există titulari ai unității de învățământ și titulari ai sistemului și că toți se bucură de aceleași drepturi. Prin urmare, toți titularii care sunt la ora actuală în sistem sunt titulari ai învățământului și se bucură de aceleași drepturi. Deci pot participa la toate mișcările care le pot avea prin acest calendar sau prin metodologiile în vigoare. O altă modificare a legii este că, sau adăugiri ale legii, sunt acelea că apar câteva mișcări de cadre care nu existau în vechea metodologie. Și anume, personalul didactic din învățământ poate să fie pretransferat, dar apare o condiție puțin mai deosebit față de pretransferul pe care îl cunoșteam anterior, și anume este vorba de pretransfer consimțit, deci care se face cu acordul celor două unități de învățământ. Personalul didactic poate să fie detașat în interesul învățământului, lucru care nu era posibil în cealaltă lege, detașat la cerere sau detașare prin concurs specific. Deci acele mișcări de cadre care ne erau cunoscute din anii anteriori. Dat fiind faptul că la această oră în județul Sălaj există 4 centre de concurs în care s-au înscris o serie de candidați și care au susținut lecțiile la clasă, lecțiile speciale la clasă, mișcările de cadre ale titularilor nu pot avea loc decât după ce au loc ședințele publice de distribuție a acestora pe posturile vacante rezervate. Ce se întâmplă, de fapt? În foarte multe județe, o unitate de învățământ a organizat concursul, avea un singur post, s-au dus pe postul respectiv 1, 2, 3, chiar și cunosc cazuri în care sunt 20 de cadre didactice pe un singur post. A veni modificări ale legii și a spune, dom'le, poți să-l ocupi prin pretransfer pentru că titularul ar avea întâietate înaintea suplinitorului, înseamnă a da posibilitatea unor speculații și, mă rog eu, de rezolvabile numai pe cale judiciară. Și atunci toate mișcările de cadre care vor avea loc pentru titular o să fie după concursul care va avea loc în 2 august. Există pretransfer consimțit, există detașare, dar nu înainte de concurs. Deci următoarea etapă în mișcările de cadre o să fie concursul de titularizare care va avea loc în data de 2 august. O altă noutate este aceea că subiectele nu sunt elaborate la nivelul unității de învățământ, ele vor fi elaborate de către o comisie națională, vor fi transmise în dimineața zilei pe cale electronică și, încă o noutate, nu vor fi evaluate la nivelul unității, ci vor fi evaluate în centre din țară. Deci, acest lucru ne este cunoscut de anul trecut. Unde? Limba română, de exemplu, la Cluj, la UNESCO, așa, un exemplu. Învățătorii la Iași și mai departe. Pe centre, Chimiala Galați. După concurs, urmează o etapă de contestații din 2 august până cam prin 17 august, în care au loc două ședințe publice. Prima ședință publică în 13 august, la nivelul unității de învățământ, în care cei care au obținut nota cel puțin 7 pot ocupa locuri titularizabile, deci ocupare de posturi pe perioadă nedeterminată. A doua ședință publică, tot la nivelul unității de învățământ, o să fie în data de 16 august, cred eu, în care cei care au note între 5 și 7 pot ocupa locurile care au viabilitate de
un an, care au rămas neocupate în prima etapă. După aceea, din 17-21, se depun dosare pentru detașarea interesului învățământului. Pe transferul consimțit, sigur că este un lucru bun ca titularii să poată de mișca, dar să vedem ce rămâne după concurs. Deci, nou calendar care se prefigurează pentru anul viitor, va avea mișcările de cadre pentru titulari înaintea suplinitorilor. Anul ăsta n-avem ce face, asta este situația și asta sunt mișcările care vor fi în luna august. Luna august, dacă vă uitați pe calendar, avem publicat pe site-ul nostru, luna august este plină de și extrem de densă cu tot felul de mișcări. Până în data de 1 septembrie trebuie să ocupăm toate posturile din învățământ și asta se face cu în etape, v-am spus. Ședințe publice la nivel de inspectorat o să fie după cele două ședințe publice la nivelul unităților de învățământ, în care posturile neocupate vor putea fi distribuite la titulari, suplinitori și nu mai este concurs pentru cei fără studii corespunzătoare. Știți că în fiecare an, în luna august, era un concurs pentru candidații cu studii necorespunzătoare postului. Ei, în acest an nu mai există o astfel de posibilitate. Posturile rămase neocupate în luna septembrie, deci fără candidați, vor putea fi ocupate prin concurs la nivelul unității de învățământ. Așa cum s-a întâmplat și în decursul acestui an. Succint, cam astea ar fi noutățile. Foarte multă lume nu știa despre faptul că subiectele sunt elaborate la nivel național. Vor afla și corectarea se face tot așa, în centre din țară. La fel ca și la definitiva, de altfel, care are loc în 17 iulie, că tot în calendarul mișcărilor de cadre este și trecut și acesta. Deci în fiecare an... Posturile rămase neocupate în școli vor fi ocupate prin concursuri organizate la nivelul... Unitățile de învățământ. Unde pot participa. La nivel județeanul se organizează. La nivelul unității de învățământ, dacă nu avem posibilitatea de a ocupa cu un cadru didactic calificat, se poate prezenta unul fără studii corespunzătoare. Nu că trebuie chimia și îmi trebuie post de istorie. Și atunci, la nivelul unității de învățământ, pot participa. Deci există și testarea acest, că se numește testare, nu se numește concurs. Nu se face, da, din luna august, în care erau mai mulți candidați ca și... da. Sigur, acum noi suntem comisia de monitorizare la nivelul județului. Ne-am implicat destul de mult în activitatea centrului de concurs. Au fost foarte multe probleme. Mă rog, candidații au uitat să-și bifeze, de exemplu, inspecție specială la clasă, unii dintre ei. Unii au vrut să participe cu nota de anul trecut, că personalul didactic care se ocupa, deci cei informaticienii care fac pentru prima dată acest lucru, au avut destul de multe probleme. Deci telefoanele au sunat de dimineață până seara, că ce se întâmplă cu ele, că trebuie o fișă, trebuie validată. Deci asta făceam noi la nivel de județ, acum dintr-o dată fac ei. Păi, vreau să spun că au întâmpinat greutăți fiind pus în fața unor chestiuni pe care nu le-am întâlnit până acum. Aplicația Siveco este închisă și nu se deschide decât la anumite date. O dată pentru punerea notelor la inspecția la clasă, după aceea pentru validarea celor care au primesc acum în perioada asta diploma de licență, trebuie să vie să-ți valideze fișele. Pentru probe practice s-au făcut confuzii că corelarea dintre disciplina de examen și studiile. Mai sunt acolo 7-8 persoane care apar pe site-ul Ministerului, care sunt trecute cu studii necorespunzătoare postului. Aici apare din nou o chestiune extrem de interesantă, oameni care au definitivatul și sunt absolvenți de Spirul Hares și nu mai pot susține concurs. Dau definitivat la o unitate de stat. Am telefonat, am dat, am întrebat, rămâne așa. Deci trebuie să-și susține din nou diploma de licență. O să vedeți, dacă deschideți site-ul Eduro la titularizare 2012 pe județul Sălaj, sunt în jur de 8-9 persoane care cu vechime în învățământ,
nu mai pot susține examenul de suplinire pentru că au studii necorespunzătoare. Aplicația nu-ți dă voie. De ce i-au introdus în acest an softul necesar? Cine a absolvit în 2008, să spunem, o anumită universitate și a început nu știu când și la un anumit domeniu, nu este acreditat. Roșu. S-ar putea să existe și în sistem titular. Numai că softul a apărut numai acest an. Deci sunt dintre ei, la nivel de țară, cu siguranță sunt, care au absolvit anumite facultăți, cu studii neacreditate și acum sunt titulari în sistem. Norocul lor. Dacă se desfințează acum, deci până acum n-aveam obligații față de titularii care sunt ai unei unități de învățământ. Acum, dacă nu mai sunt titulari unei unități de învățământ, fiind toată lumea titulară în învățământ, din nou, restrângerea de activitate este de aparține inspectoratului. Noi le vom da posibilitatea să ocupe un post. Și în mișcările de cadre, prima activitate sau prima ședință publică va fi pentru rezolvarea reducerii de activitate. Acolo se face la nivel de caiet. Deci softul este implicat la concurs. Să nu intre. E un filtru. Intră cei care au studii acreditate și nu intră cei care la momentul respectiv nu au avut. Unii au și dat în judecată universitatea, au hotărâre definitivă, dar ministerul este în curs de rezolvarea problemelor. Informațiile pe care le-am pregătit astăzi pentru această întâlnire se referă la situația candidaților la examenul de bacalaureat și mi-am propus să fac referiri la proba de competențe digitale care s-au încheiat săptămâna trecută și să fac câteva referiri la proba C care este în desfășurare în toate unitățile de învățământ liceal din județ. La proba D, care vizează evaluarea competențelor digitale a candidaților înscriși la examenul de bacalaureat, s-au înscris 2094 de candidați, au fost declarați reușiți 2034, 60 de candidați sunt neprezentați, iar din cei 2034 care au fost declarați admiși, avem 314 cu calificativ începător, 576 cu calificativ mediu, 487 avansat, 647 experimentat și avem 10 candidați care au promovat proba fără calificativ. Adică nu au reușit să obțină acel prag minim pentru a obține un calificativ, dar proba nu este eliminatorie. Dacă te-ai prezentat, ești admis. Nu va primi certificat de competențe pentru această probă. Da. Dar este o condiție sine qua non pentru a promova examenul de bacalaureat să parcurgi toate probele, inclusiv această probă de. Da. Practic, 11 puncte. În ceea ce privește proba C, astăzi se desfășoară partea de oral, iar s-au desfășurat acțiunile vizând ascultarea într-o limbă străină, respectiv proba scrisă. Ieri, până la ora 15, în baza de date, am avut înregistrați 2106 candidați prezenți. 2106. Și până la ora 15 nu s-a înregistrat niciun candidat eliminat din examen.
proba scrisă se desfășoară? De exemplu, unii au susținut e proba orală. Da. Așa este. Este în funcție de organizarea unităților de învățământ și în funcție de numărul de candidați pe care îi are, cu condiția să se încadreze în acel interval calendaristic în care este proba C organizată. Asta nu depinde de mine. Probabil că în momentul în care se încheie evaluarea lucrărilor scrise și se încheie de fapt proba, când se face upload-ul la minister, pe site-ul ministerului, vor fi disponibile rezultatele. Mai repede nu le aflăm nici noi. Și singura verigă de legătură este informaticianul inspectoratului școlar.